Românii care au participat la concursul desfășurat în orașul Gyula din Ungaria au reprezentat comunitățile de români din localitățile aflate în apropiere de granița cu România, și anume Aletea, Bătania, Gyula sau Kitikhaz. Au fost însă prezenți și români din Lipova și Arad. Printre aceștia din urmă s-au numărat și colegii noștri de la VSTV, care au reușit să se întoarcă acasă cu una dintre cupele decernate în urma concursului culinar. Ce avem în acest cazan? Cum se zice la noi, vargă, numai noi zicem cu rechi, așa zicem noi. Perfect. Și cu găină facem și când e mai fiert, da, tocană de găină, când e fiert de jumătate, punem varza și când mai nu-i gata, punem orezul și o leac de piperi și apoi punem, cum se zice, ardei tare. Ardei, da? Iute. Ardei iute, perfect. Ce aveți aici atât de special, de așa de multă lume? Sărmăluțe și mămăliguță cu smântână. Cred că e deliciu festivalului. Păi, probabil că văd că le-am cam terminat. Asta da. Înseamnă că au fost bune sau au fost puține? Nu, au fost multe, dar au fost bune, cred că. A, multe și oamenii au fost foarte pofticioși. Da, foarte pofticioși. Ați spus ceva special în ele? Nu, sărmăluțele noastre românești, bănățene. Cum sunt primite ele aici în Ungaria la festivalul gastronomic? Foarte bine, foarte bine. Au fost primite și anul ăsta și anul trecut, tot am țeas sărmăluțele, am făcut și totuși au mers foarte bine. Totuși suntem în patria ceaunului, exact. Suntem în patria gurmanzilor, e destul de greu să vii să-i concurezi, dar pentru noi compania plăcută, faptul că suntem alături de Traian și de ceilalți prieteni ai noștri din Ungaria, e cel mai important lucru. Cele 30 de echipe au pregătit ceaune cu gulaș, mâncare tradițională din Ungaria, preluată și de românii din apropierea graniței, însă echipa VSTV a venit cu o surpriză care i-a cucerit chiar și pe contracandidați, micii românești. Festivalul gastronomic al românilor din Ungaria s-a desfășurat la Liceul Român Nicolae Bălcescu din Gyula, oraș aflat la doar câțiva kilometri de graniță. Evenimentul promovează tradițiile gastronomice ale românilor din țara vecină și a fost organizat de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria, împreună cu Centrul de Informare și Documentare al Autoguvernării.